păcălească organismul, celula în care intră în celula umană și obligă pe celula aceea să producă proteinele de care are nevoie și să se înmulțească. Deci el are nevoie absolută de treaba celula asta. Umană. Și atunci își tot schimbă forma. Are un fel de ventuze cu care se apropie de celulă și un fel de baionetă, ca să mă exprim da, popular, este foarte bine că ne explicați cu care ca să intre înțelegem. În celula umană. Și pe astea și le modifică. Deci când organismul începe să recunoască tipul ăsta, îi schimbă forma. Nu mai e pâlnie, că e nu știu cum, altfel. Și uneori reușește, alteori nu, dar asta este modalitatea lui de a supraviețui. Acum, pandemia, că tot ați auzit de nivel de alertă 6. Da, și poate e bine să explicați telespectatorilor ce aceste mutații mărunte se produc, am spus, anual. Dar s-a constatat că la un interval de 10-40 de ani se produc aceste modificări pe care organismul nu le mai recunoaște imunitatea și atunci apar îmbolnăviri în masă și s-au înregistrat de-a lungul istoriei chiar tragedia. A fost gripa din 1918 când au murit 20 de milioane de oameni. Foarte a fost mulți. O rată de mortalitate de aproape 3%. Și deci, atunci despre ce mare. Virus a era fost, vorba? A fost tot un virus AH1N1. Deci asemănător. Oarecum. Apoi a fost o altă gripă care s-a produs în 56-58, o gripă asiană, în care au murit 2 milioane de oameni. A fost gripa din Hong Kong din anul 68, a fost gripa din 77 din Rusia. Deci, la anumite perioade de timp, aceste pandemii se par a fi inevitabile. În 2005, când a apărut gripa aviară, care era extrem de virulentă, e cea mai virulentă, cea mai virulentă. H5, da, N1, lumea a intrat atunci în alertă și a crezut că va fi o pandemie. Dar măsurile care s-au luat de sacrificarea păsărilor, pe care toată lumea le-a criticat, în Asia s-a întâmplat da, și în Asia, am văzut și la noi, televizor, peste pe posturi, tot, au stopat pandemia. Acest virus a evoluat mai lent, a trecut prin mai multe gazde și n-a putut fi sesizat. Acel virus bine. De care ziceți, da. Aviar, da. Se putea contamina, adică persoana se contamina dacă consuma carne de pui? Nu. În cazul... Nu. Nu. Deci virusul gripal are același comportament. Deci tot așa se transmitea. Tot da, același, da, același sezonul mecanism. Cald și sezonul rece care am spus. Așa. Nu prea. Prin consum nu este demonstrat. Doar că sacrificarea s-a făcut ca să nu ca treacă să nu direct transmită. La om, că da. Nu mai avea o gazdă intermediară, cum e porcul, trecea direct la om și era virulent, era extrem de virulent. Ei, și atunci Organizația Mondială a luat toate măsurile și a început aceste metode de pregătire. Acest virus AH1N1 de acum nu e așa de virulent cum ca și celălalt. De asta la început un număr mare de cazuri, lumea nu s-a gândit imediat la... S-a gândit că e o formă de gripă, dar nu imediat că ar putea fi o gripă în care virusul să suporte aceste transformări ușoare. Însă a avut această abilitate de a trece de la om la om. Și asta vreau să spun, că există o fază 1 în care nu există niciun virus, niciun risc de pandemie, adică de evoluția gripei. Există o fază 2 în care nu există la om îmbolnăvire, există la păsări și poate trece de la pasăre la om. Riscul pandemic apare de la nivelul de alertă 3, pe care noi l-am avut în aprilie, când începe să apară câte un caz sporadic pe și pe acolo, nivelul 4 când apar mici focare, nivelul 5 când sunt mici focare, dar transmiterea interumană nu e foarte bună, și nivelul 6 când transmiterea interumană e bună. Deci virusul ăsta, acum odată luat, se transmite destul de ușor. De la om la om. Și este foarte important să se respecte măsurile de protecție și de igienă individuală. Deci asta ar fi cam cele mai bune măsuri este de precauție. Este cea mai bună măsură, absolut. Vedeți că virusul acesta afectează adultul sănătos, care de regulă este și neglijent. El crede că el se simte sănătos și crede că organismul lui rezistă. Da? Eu sunt rezistent, nu mă răcesc una cu două. Ei, nu poți, sunt anumiți agenți etiologici față de care nu ai cum să te ferești. Așa cum am spus, noi trăim într-un mediu microscopic extrem de bogat. Trăim cu aceste microorganisme, unele dintre ele care sunt pe tegumentele, pe mucoasele noastre și care constituie flora noastră personală, individuală.
și care nu e patogenă, nu ne produce îmbolnăviri. Mai avem oportuniști, unii care apar în organism și în anumite condiții produc îmbolnăviri și alții care sunt cert patogeni. Deci clar ne îmbolnăvesc, indiferent de cât de rezistenți ne credem noi. Ei, acest virus gripal este cert patogen. Indiferent de cât de grozav ne credem noi, dacă l-am luat, el ne îmbolnăvește. Ne îmbolnăvește. Făcând forme mai ușoare, forme medii, dar ne îmbolnăvește. Dar ce putem face noi ca să, știu, să avem un sistem imunitar mai puternic? Pentru sistemul imunitar sunt măsurile generale de creștere a rezistenței organismului. Trebuie să profităm de faptul că avem acum la îndemână factori de călire, care înseamnă apă, înseamnă soare, cu expunerea limitată și respectând recomandările medicului, plimbările în aer liber, statul afară cât mai mult, sport cât mai mult. Avem fructe, avem legume la îndemână. Deci toate dietă... acești factori pe care acum mai putem lua din plin, că e vară și e sezon și... O dietă echilibrată absolut, cu multe crudități, consum de apă, cum știu... Și trebuie să ne hidratăm cum trebuie, dar acum vara noi ne putem crește rezistența organismului și ne putem face rezerve de vitamine... Naturale, pentru, luate în mod natural. Da, absolut, pentru iarnă și pentru toamnă, chiar dacă vine virusul gripal... Care este rezistent iarna. Da, care devine rezistent iarna, dar dacă noi suntem pregătiți, suntem și noi rezistenți și atunci vom face forme ușoare de boală și nu vom suferi... Și ce ziceți puțin? Am putea în sezonul cald să mai reducem consumul de carne? Ar fi indicat? Acum depinde... știți cum sunt persoane care chiar consumă în fiecare zi și... Depinde de dieta fiecăruia. Dacă îi place o dietă bogată în proteine, mă rog, și asumă ca atare consumul de proteine, poate să o facă. Eu nu sunt o persoană care să exclud carnea din alimentație, pentru că sursa de aminoacizi esențial este o proteină de bună calitate. Numai că, mă rog, carnea poate fi înlocuită cu produsele lactate, la fel de bune, cu condiția să n-aibă lipide multe. Deci, și cu proteina din nou, putem să ne luăm proteine și vegetale din nuci, da. Și din altele, însă proteina completă, proteina standard, e proteina din ou, este cea care are toți aminoacizii esențiale ai organismului. Și imunitatea noastră, că noi trebuie să producem anticorpi față de virus, trebuie să o avem din proteine. Și ca să fabricăm proteine, trebuie să avem și combustibile. Deci trebuie să fie echilibru. Un echilibru între absolut. Consumul de... De multe ori, consumul exagerat de carne se face în detrimentul legumelor și fructelor. De asta aici apare întrebat. Dezechilibru, pentru că, de regulă, se consumă carnea și atunci evităm fructele, evităm legumele. Și... Sau facem și noi cum se procedează în Franța, pe platou, sau farfuria este împărțită în jumătate și acea jumătate se mai împarte în jumătate, este bucățica aceea de carne și de carbohidrați, da, și încep... cealaltă jumătate doar salată. Deci o jumătate de farfurie... Sau începem cu o salată. Sau începem cu o salată. La care noi de multe ori spunem aperitiv și o servim drept aperitiv. Dar poți să-ți faci o salată și să începi masa cu o salată și atunci sigur că apetitul este puțin potolit și se pot trece la și atunci alimente putem vorbi mai de un echilibru între proteina animală și crudități. Este foarte important să avem grijă de noi, pentru că așa cum suntem față de aceste agresiuni multiple, care vin și vor veni pentru că virus și microbii se dezvoltă și ne vor ataca în continuare, pentru că ăsta este rolul lor, trebuie să știm să fim protejați în diverse feluri. Să fim foarte bine informați. De aceea e bine, dacă auzim de o boală, să ne informăm și să ne informăm corect. Acum, de pe site-urile de specialitate. Avem de unde să ne informăm. Să ne creștem rezistența organismului și să urmăm sfaturile medicilor, pentru că ei știu foarte bine ce au de făcut. Deci ați și concluzionat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până joia viitoare, vă doresc multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră și vă doresc în continuare o seară plăcută alături de ASTV. Asta e televiziunea ta. La revedere!